Ce e asta? Savantul nostru e de voie să pună mâna să vadă ce? Ce se întâmplă? Toți sunt mulțumiți. Doar că savantul este atacat. Și de aici, la această brichetă, oamenii au avut parte de foc. De acum înainte. Acum, mergem cu mașina timpului, ne plimbăm un pic și ajungem acum 2500 de ani în urmă, în care îl avem pe Democrit, cel care avea o familie destul de numeroasă și se pregătea cina pentru seara de care urma. Pentru toată familia, era singur, era un bucătar foarte priceput. Și începe să taie salamă. El taie salamul pentru că avea mulți copii, rata de mortalitate era foarte mare, oamenii mureau la 30 de ani. Taie salamul în bucăți mici, astfel încât se poate împărți egal tuturor. Și taie salamul până descoperă că salamul ajunge la un moment dat să fie indivizibil. Acea particulă de salam, el o numește atom. Și așa a apărut atomul în viața noastră. Ne urcăm în mașina timpului din nou și mai mergem cât ceva timp și ajungem acum 1500 de ani în urmă, undeva în Mesopotamia. Acolo unde, într-un cup de noapte, normal, Mesopotamii se distrau destul de bine, erau printre unul cel mai mare imperie pe perioada aia, erau foarte bine cotați, să zicem așa, într-un cup de noapte, Abdullah Kalim Karam, care îl avem aici de față, își petrecea o seară obișnuită. El avea parte de un serviciu extraordinar în acest fel de noapte. Așa, da? Du-i. Însă, ce observa Abdullah? Că îi licăresc ochii și ce se întâmplă? Allah! Și Abdullah scrie prima cifră arabă din istorie, 8-ul. Fericită descoperirea mare care îi aparține și care s-o înșește, acesta de-a fumează, nu mai avem cu cine vorbi, e numai un pic într-o parte, însă cu ochii dintre deschiși, în timpul aceleași serviciu, el mai observă ceva, un alt breakthrough. Allah din nou exclamă și scrie simbolul infinitului pentru prima dată în istorie. Bravo, Abdullah! Acesta e un moment foarte important pentru toată lumea. O să ne urcăm din nou în mașina timpului cu ajutorul savanților care o să mai modifice ceva în mașina timpului aici la noi. Și o să ajungem undeva, acum circa 320 de ani în urmă, undeva lângă Manchester, îl avem pe micul și tânărul și mai mult tânărul sau mai puțin tânărul Newton, care după seară de beție se duce să fure niște miere. Unde era altundeva decât în livada vecinului? Acesta fură. Își ia provizii pentru toată ziua, se treacă mamureală, însă ce se întâmplă? A picat mâna. Ce poate să facă Newton decât să-l înjure? De ce a picat jos? Ce se întâmplă? Există ceva care îl face să pice jos. Eu nu vreau să mai pice jos. Sau dacă vrea să pice jos, o să fie o lege care să explice de ce mărul pică jos. Și s-a pus la umbra mărului și a scris legea atracției universale. Acum ne urcăm de nou în mașina timpului și ne ducem undeva la 180 de ani în urmă, când om prezintă prima lege de sfert. Deci acum 180 de ani se puneau bazele electricității și vorbeam doar de curent continuu. Om ce face? Scrie o lege locală sau și pentru întreg circuit, pentru circuit, pentru curent continuu. Acum o să facem o demonstrație, să vă arătăm că legea lui este adevărată. Eu voi fi o sursă de curent continuu, iar cei doi savanți din fața mea o să fie niște rezistențe. Acum eu o să injectez un curent în
încercuit. Iar pe fiecare rezistență o să aibă loc o cădere de tensiune. Care este egală cu Timișoreana, înmulțită cu rezistența fiecărui salar. Iar acum, pentru a demonstra prima lege a lui Kirchhoff, care a avut loc, care a fost postulată acum 165 de ani, aproximativ, o să avem un circuit în paralel, cei doi savanți o să fie puși în paralel, iar celălalt va fi sursa. Acesta injectează un curent în paralel, iar curentul de intrare va fi egal cu curentul de ieșire. Egal este la Kirchhoff. Deci, este adevărat. Acum, ne urcăm în mașina timpului, dar nu stăm mult, pentru că ne ducem doar la 150 de ani în urmă. Iar aici, îl avem în fața noastră, pe Mendeleev. Mendeleev reușește să spună toate elementele într-un tabel, care arăta destul de bine. Nu chiar așa colțuros ca vă zic. Arăta destul de bine și lui plăceau toate elementele, desigur, au fost puse de el, au fost caracterizat și așa mai departe. Însă era o problemă, el vrea să le despartă în două. Și folosindu-se de idolul lui Moise, acesta, folosindu-și de îndoială, împarte tabelul în două. În metale și nemetale. Bravo, Mendeleev! Acum mai mergem un pic cu mașina timpului și ajungem undeva, acum 70 de ani, se pare ce. Vorbim despre juncțiunea PN. Descoperire importantă în fizică și fizica semiconductoarelor, care ne permite să aveți internet foarte rapid acasă, până la descoperirea fibrei optice, desigur. Acum, ce o să facem noi? Facem un montaj ca să demonstrăm cum lucrează juncțiunea PN. Aici avem o purtătoare de sarcină. Iar aici un bol. Da? Așa, și ce se întâmplă? Sarcina de la purtătoare de sarcină pleacă. Așa? Aproximativ. Sarcina lasă un gol în spate, dacă intra prin poarte, lăsa un gol. Și golul se încărca cu sarcinele. Deci exact cum funcționează pe el. Deci funcționează, domnilor și domnilor. Asta e. Acum, am văzut ceea ce noi am considerat că este cel mai, printre cele mai importante descoperiri din istorie. Și ceea ce vreau să vă prezentăm la sfârșit este o evoluție. O evoluție a oamenilor de știință. Pentru că noi spre asta tindem, ca ziceam. Și vrem să știm cum o să arătăm noi, ca oameni de știință. Atunci o să ne ducem întâi, cu mult înainte de nașterea lui Hristos, ca să vedem cum erau pe atunci oameni de știință și să venim până în zilele noastre și să încercăm să ne dăm seama cum o să arătăm noi, ca oameni de știință. Așa că îl invit întâi în scenă pe Arhimede. Arhimede care a trăit înaintea lui Hristos. După aia, cu mine, Gaze, ajunge prin secolul 15-16 și avem pe Galilei. Oamenii se mai schimbă și așa mai departe, însă majoritatea aveau bărbi. Monstrele noastre nu au bărbi, dar puteți să vă închipuiți că au bărbi. Și acum ajungem în secolul 19, început secolul 20, care avem pe Nikola Tesla. Acesta care schimbă aceste bari. El nu mai are barbă. La fel și Einstein și Heisenberg și mulți din perioada lui. Și acum, ajungem în zilele noastre. Și zilele noastre, omul de știință arată așa. Îl avem pe Stephen Hawking. Scaunul ăsta? Nu se știe. Abia așteptăm să trăim și să le arătăm și nepoților noștri cum vor fi noi cei mai tari oameni de știință.
Mulțumim.